Așa cum a fost anunțat de către domnul viceprimar, momentul începerii furnizării încălzirii în municipiul Constanța este vineri, începând cu ora 8. Radet este pregătit să pornească instalațiile pentru încălzire. Procesul de încălzire a agentului termic nu este instantaneu. Încălzirea agentului termic se face pe parcursul zilei de vineri. Vineri seara sperăm să avem în foarte mare majoritate încălzite caloriferele. Procesul va continua pe timpul nopții, astfel încât în dimineața zilei de sâmbătă sperăm ca tot municipiul Constanța să intre în parametri. Rog pe această cale și vă mulțumesc pentru sprijin, asociațiile de proprietari care mai au lucrări de realizat pe instalațiile proprii, cât și asociațiile de proprietari care, din orice alt motiv, nu sunt interesate să primească la acest moment încălzire, au posibilitatea să își închidă vanele de branșament și, ținând cont că fiecare bloc este contorizat, consumul va fi controlat de către consumatori, de către asociația de proprietari, iar Radet va factura consumul efectiv măsurat de contoarele aflate la branșamentul fiecărei clădiri, fiecărui bloc.